Ca să puteți intra, trebuie să vă dau și prazul. Aici, aici. Și prazul de Oltean. Și mămăliguța și cu pastrama. Ca să vă meargă bine toată ziua. Prima dată când sunt primit în stilul ăsta care vă caracterizează ca zonă, ca Oltenia. Și cum e? E super, e super ok. Și să mai treceți prin Oltenia ca să aveți pașapoarte. Fără pașaport nu intrați. Cum e? E bine, e foarte bine. Să fiți oltean? Ar fi plăcut? Nu, oltean, dar mi-aș plăcut. Oaspeții fură întâmpinați cu praz și primiți așa cum se cuvine pe rogojină cu pâine și sare. Nici nu începu bine ediția din acest an a festivalului pe care și-l traseră în urmă cu 22 de ani, că se și dă dură în stambă. Păi ce aveam? Băi, n-auzi, fac să mă să blocați sistemul de frânare. Păi și-l deblocați? O, doamne, să deblocați! Păi fugi până acasă, dă mâncă pământul, n-auzi? Dar nici din fire oltenile dă dură pe gratis pașaport de intrare în Republica lor, chiar și americanilor de la scutul antirachetă. După ce dă dură cep la butoiul cu vin, muzica, dansul și glumele, cu și despre olteni au pus stăpânire pe petrecerea care va dura 4 zile. Mai cu forță! Mi-e milă! Mi-e milă, domnule, mi-e milă, domnule! Penetrezi butoiul! Ia uite! Pentru prima dată sau nu la festivalul Oltenii și restul lumii, invitați de onoare au avut doar laude la adresa localnicilor și festivalului care le-a adus faimă. Bucuroși de aceste zile special au fost și șefii administrației oltene. Bravo. Eu zic să duc la București să, într-adevăr, să demonstrez că am fost la sărbătoarea aici și cu pașaportul, pe sărbătoarea Oltenii. Revin cu plăcere de fiecare dată aici la Slatina, fiindcă sunt oameni plini de umor. Cât mai multe glume, cât mai multă voie bună, cât mai mult râs, cât mai multă distracție pentru următoarele 4 zile. Fiecare an renuiesc pașaportul, n-am reușit niciodată să pun moaca pe el. Cum Oltenia fu în vara asta pârjolită de secetă, producția de praz deveni una prohibită, așa că renunțară la celebra ciorbă de praz pe care s-au tot străduit ani la rând să o bage în cartea recordurilor.